tatăl vitreg, o abuzat de sora mea. Am două surori, una de 9 ani și una de 10 ani. Cum o abuzat de sora mea, așa poate să abuzeze și de ele când e bet. Eu aș vrea să-i ajut cum pot. Este strigătul de disperare și de ajutor al Roxanei, o tânără de numai 16 ani, care se teme îngrozitor de soarta surorilor ei mai mici. Nu ai avut o copilărie deloc ușoară. Asta după ce mama lor, mama a 9 copii, s-a hotărât să plece la muncă în străinătate și să-și lase pruncii în grija iubitului ei. Iar bărbatul care ar fi trebuit să fie ca un tată pentru ei, se pare că le-ar fi călcat în picioare inocența. Roxana povestește că pe lângă bătăile crâncine pe care le-ar fi încasat ea și frații săi, ani de rândul de la iubitul mamei, sora ei de numai 14 ani, ar fi fost supusă unor abuzuri sexuale și ea, Roxana, ar fi văzut tot. Am văzut când în bucătărie și când făcea duș, mergea și o pipăia. O strângea de mâini și o pupa pe gură, obliga forța. Mamei tale i-ai povestit? I-am povestit tot, dar ea nu crede până nu vede. Și maică mea se lua după el. Îl iubește mamei de pe pământ. Așa că Roxana, tânăra de 16 ani, care vrea cu orice preț să-și salveze surorile din mâinile tatălui vitreg, spune că s-a simțit nevoită să ceară ajutorul autorităților. Am fost într-o zi să dăm declarație la poliție despre tatăl vitreg, că a abuzat de ea. Mi-a zis că nu pot să fac absolut nimic pentru că sunt minoră. O veni maică mea și o dus-o maică mea la casa de copii și de la casa de copii o întemeiat o familie. O luat-o în grija ei lor. Așa a scăpat în cele din urmă sora de 14 ani a Roxanei, dar din păcate... Am două surori, una de 9 ani și una de 10 ani. Cum o abuzat de sora mea, așa poate să abuzeze și de ele când e bet. Eu aș vrea să-i ajut cum pot. Se simte neputincioasă, dar Roxana speră la o copilărie normală pentru surorile ei mai mici. O copilărie pură, neatinsă de perversitate. Ea a scăpat. Roxana a fugit de sub ochii tatălui vitreg în urmă cu 2 ani. Avea doar 14 ani când s-a apropiat sufletește de un băiat din vecini care este cu un an mai mare decât ea și împreună și-a întemeiat o familie. Cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut în sat la noi, am jucat fotbal și m-a invitat la un suf. Am mers și după aceea ne-am mai jucat, noi ne-am mai plimbat și am ajuns să fim împreună.